Vă salut, fraților, bine v-am găsit la un nou clip de pe Mintin 2 Euro. Eu sunt Taker, vă urez o vizionare cât mai bună. Bă, și înainte ca acest clip să înceapă, vreau să vă arăt un cont pe serverul Carpathians care se vinde la un super preț. Bă, deci nu știu, pe Instagram acolo, shop-ul Mintin 2 Euro, mai ales la story-uri, găsiți cele mai faine oferte. Băi, deci am pus ieri două conturi s-au vândut instant. Deci, cred că la o oră distanță, super, super top. Și acum am pentru voi la prezentare un cont foarte fain cu o căruță de atacuri site, o căruță de apărări site, după cum se poate vedea, aproximativ 200 din fiecare. Clash de Dragon cu plus. Contul cred că se poate observa de la o poștă că este PVP. Avem parte pe el de un diamant WPC, un rubin full PVP, un jad clar WPV cu regenerare, safir clar 3 tare, granat WPM și Onyxul full PVP. Ca iteme avem ceva iteme din setul cu sabie, full semiom. Nu știu, bă, mie îmi place. Deci chiar îmi place contul ăsta, mai ales la prețul. Îmi place mai mult la contul ăsta prețul, fraților. Pe lângă lucrul ăsta avem costum aură, bineînțeles. Eșarfă de 20, foarte, foarte top. 3 P-uri pe cont, calul nivel 13, biologul care este la blesteme. Aduci 5 până în momentul de față, bă, deci 3 P-uri, nu știu ce aș putea să-i cer contului ăsta. Mi se pare foarte, foarte tare, mai ales faptul că ai Clash de Dragon cu plus aici. Dacă, de exemplu, tu ai vrea să dai jos rubinul ăsta PVP, deja te scoți super bine. Bă, nu știu, îmi place, deci îmi place. Pe parte de obiectele mele aici, nu știu dacă avem ceva interesant și nu avem, avem doar câteva site-uri. Bă, cam ăsta e contul în mare parte, fraților. Nu vreau să intru foarte mult în alte detalii. Mai avem caracter de cioburi, 4 la număr, deci poți să-ți faci și cioburile foarte, foarte liniștit. Contul se află pe Carpathians, după cum am mai zis, și este la un preț super, super bun. Și nu uitați, dacă aveți și voi un cont de vânzare sau doriți să achiziționați un cont, mesaj pe Instagram, shop-ul Mintin 2 Euro, îl aveți în descriere de fiecare dată. Acum, hai să trecem la clipul propriu zis. Hai că am revenit direct pe Tiger, că ăsta acolo unde ne place nouă. Bă, și în clipul de azi vreau să fac puțin PVP și mi-au zis băieții că, bă, ăștia nu s-au liniștit cu jadele, adică sunt la un preț în continuare extraordinar de mic. Și am zis, bă, dacă tot au prețul ăsta, jadele astea, hai să mai încercăm noi încă un try. Adică, bă, la prețul ăsta de un 1 și 15, e și păcat să nu încerci. N-am mai făcut un jad full de... bă, ce se întâmplă? Deci n-am mai făcut un jad full de foarte mult timp și aproape că îmi pare rău că n-am mai făcut un jad full. Bă, ăsta vrea să scadă piața, deci vrea să scadă piața pentru că, bine, nu înțeleg de ce ai scădea-o cu un caca, adică e oricum foarte proastă modalitatea asta prin care băiatul ăsta vrea să scadă piața. Dar, în fine, hai să ne uităm aici după ceva alchimie, după un shop cu alchimie, pentru că nu o să stau să iau toate astea la rând. Oricum ar fi, bă, data trecută a fost bun orisonul ăla, n-a fost să fie 10 semi, dar 300 PV pe 6-7, sincer să fiu, din ce am văzut, chiar e un bonus destul de bun cu care îți poți face treaba în proporții destul de mari. Bă, îmi pare rău că aici, că ăsta chiar are multe în pregătire, are vreo 10 și n-am, olo, mama măsii. Și n-am cum să le iau, fiind în pregătire. Aia e. Nici shop-ul ăsta nu îl găsesc. Deci cred că e o zi destul de tristă. Sperăm să avem norocul de la babă, oricum o să o verific ca de fiecare dată, fraților. Adică nu vă impacientați în legătură cu lucrul ăsta. Bă, aș mai deschide și niște pradă rege de aur dacă aș găsi la un preț bun, dar acum, sincer, parcă nici nu mi-aș mai bate capul atât de mult cu ea. Hai să vedem aici, pradă rege aur. Dacă găsim la 46 de ani, 200, hai că să zicem că dăm un try. 46,99. Nu e, frate, nu e 46. 100. La 20. N-am găsit, aia e, dacă era 46, poate m-ar fi tentat, dar așa prefer mult mai mult alchimia. King Map 6, ăsta, mă. Hai că aici trebuie să le iau pe toate.
Bun. Să vedem acum unde este băiatul ăsta cu King Map 6. Foarte multe shop-uri, mă, nici nu știu câte am luat deja, am luat 16, cred. Uite, mai am și unul de ieri. Rămas acolo singur-singurel. Bă, dar cum au mers ieri, frate, 100% șansă cu tot. Deci nu mi-a venit să cred. Și uite, știu câte shop-uri sunt la poștă. Bă, băiatule. Uite-l și pe Parfi acolo. Ce-o face, bă? Ce mai învârte ăsta iar, mă, frate? Că nu mai pot. Deci când îl văd pe Parfi, văd bani, practic. Dar acum ce să mai zici? Le învârte el cum le învârte, cum nu le învârte. Da, își face treaba. Asta e, bă, ăsta nu și-a dat drumul la shop-ul ăsta infect. Nu și-a dat drumul la shop-ul ăsta. Am înțeles, 1 și 15. Se pare că s-au dus la 1 și 20 din nou. Deci, bă, mă bucură treaba asta. Măcar că ducem și noi alchimia la prețul ei standard, ca să zic așa. Pentru că jadul, v-am zis, dar odată ce faci un jad full, ai mult mai mult noroc, ai mult mai mult șansă decât dacă... Uite, deci asta cu diamantul, iarăși, nu înțeleg, pentru că un diamant full este 13-14 ani și un jad full e în jur de 25-26 de ani, 27 chiar, nu știu că nu mai știu piața. Dar, na, bă, și cred că, fraților, să facem un felul următor, ca în clipul trecut, o să dăm prima oară în jade și după aia verificăm baba, înainte să ne uităm la bonusurile jadelor. Data trecută ne-au mers 5. Bă, foarte ok. Deci foarte, foarte ok. Dar hai să vedem de data asta. Hai să vedem. Ia uite-l. A mers 1. Uite, nu e full. 0. Minus 1. Minus 2. Mamă, suntem pe minus. Minus 1. 0. Minus. Minus 2. Minus 3. Minus 4. Mamă, ne-a rupt. Bă, ne-a cocoșat. Ne-a cocoșat. Minus 3. Minus 2. Minus 1. Hai că și-ar mai revenit. Minus 2 în continuare. Minus 1. Minus 2. Minus 1. Minus 2. Minus 3. Hai de viață. Minus 2. Minus 3. Și cred că minus 4. Ba nu, minus 2 am rămas. Bă, interesant! Nu pot zic că au mers devastator. Hai să vedem de curiozitate dintre toate astea câte sunt full și sunt full practic 2 la număr. Hai să vedem acum cum stă situația. Începem cu o eșuare. Una, mamă, dar am zis că nu mă uit la bonusuri, bă. Hai să nu mai uit la bonusuri. Încă una eșuată. Încă una a mers. Încă una a mers. Hai mă, că îi dau din astea full. Haide, bă. A mers. Bun. Bă, n-au ieșit devastator, sunt 4 la număr, una deja știm bonusurile, dar există posibilitatea să facem unul full. Hai să mergem aici la femeia bătrână, am auzit că sunteți clar vorostoare, mi-a zis că sunt cât de cât norocos. Bă, și nu-mi vine să cred, dar niciuna n-a ieșit, niciuna n-a ieșit full. Lucrul ăsta, ce să mai zic eu, acum o să trebuiască doar să-i dăm la grad de claritate și să încercăm... Nu vine să cred, jadul clar full, bă, ne-a scos pe final. Pe final, nu vine să cred. Mamă, băi, băiatule. Uite că ne-a scos jadul ăsta pe final. Hai să vedem cât ar fi de curiozitate. Jad mitic, clar. Full 29 și miticul normal. Full cât e? 28, 26, 26. Fraților, eu o să-l pun pe ăsta la 27 de oni. Și pe ăsta 7 oni, 24. Sau de fapt, ce fac mă? Ia, hai să mai dăm încă una de asta. Hai să mai încercăm încă un try. Spre perfect. Cine știe, poate reușim să facem ceva cum trebuie. Dacă totuși ne-a dat unul full, e mult mai bine decât dacă ar fi mers, sincer. A ieșuat iar și e full. Noi, mă, cum? Bă, e mai bine decât dacă a mers perfectul. Deci, e mai bine decât dacă a mers perfectul. Nu-mi vine să cred. Wow. Bun, fraților, pe ăsta o să-l las la 20 și...
5 de oni. Bă, ce profit am făcut. Și asta rămâne în continuare la 16 oni aici. Băi, ce profit. Nu vine să cred, pur și simplu. Sunt puțin șocat de lucrul ăsta. Pentru că nu mă așteptam nici măcar o secundă la un asemenea profit. One in Yang, 10... Hai să schimbăm aici 10 oni. Vreau să iau niște cufere valoroase verzi. Valoros verde. 38kk. 1. Astea vreau să le deschid până mergem noi frumos la albaștri. Să mai testăm un damage și plus... Poate luăm amuleta asta gardienilor care mai are încă o zi doar. Asta mi-ar plăcea foarte, foarte mult. Dacă nu, putem să luăm un orison și să schimbăm în aceste vantai. Pentru că, din nou, orisonul pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Și am nevoie. Am nevoie de orison. Nu am de ce să mint. Nu vreau să bag eu foarte mulți bani în orisoane. Prefer să mai dau câte un orison în timp ce deschid cufere astea valoroase verzi. Într-adevăr, un preț cam piperat. Dacă mă întrebi, dar aia e, până la urmă nu avem ce să facem. Hai să mergem frumos aici. Haide, mă. Vale. Deci mergem frumos. O să o luăm prin vale, încet, dar sigur. Și o să începem cu o marmură binecuvântată din acest cufăr valoros verde. O mantia curajului, un inelix pe o mantia curajului din nou. Un sac al emoțiilor, cartea pescuitului de care chiar nu avem nevoie, pergamen vrăjitoare rea, extindere inventar de care nu mai am nevoie și medalia dragonului cu B de care din nou iarăși nu avem nevoie. Aditiv mic, sticla cunoașterii. Bă, n-am mai văzut un eveniment pe server de când era Balticul. Hai mă să-l iau pe ăsta și să-l bag. Și anume evenimentul ăla... Cred că era un fel de PUBG joc, nu mai știu, când îți dădea o sabie și trebuia să-l bați pe unul, doar să-i dai câteva hituri. Toată lumea și mai lua arc. Bă, era destul de fain evenimentul, dar nu mai știu cum se numea. Îți dădea și niște cufere cu MD-uri, îți luai... Băi, nu știu, era mișto. What the fuck? Ia să-i dau, hai să dăm una aici. Bă, îmi place foarte mult skill-ul ăsta, fraților, doar pentru faptul că dă în mai mulți în același timp. Deci ăsta e skill-ul meu preferat, îmi pare rău, băieți. Chiar nu voia să fac treabă de asta, dar nu știu, îmi place foarte mult skill-ul când sunt mulți buni lângă celălalt. E cea mai frumoasă parte a șamanului PvP. Nu știu, mie personal chiar îmi place. Bă, dar nu pot, aula, nu pot să-mi pun pe asta când ai cufărul valoros deschis. Ok, interesant. Interesantă treaba asta, nu știam. Dar să mă dau jos am putut când aveam cufărul valoros deschis. Este destul de ciudat. Dar în fine, cine suntem noi să ne dăm cu părerea despre lucrul ăsta? Băgăm și o apărare site. Marca gardienilor aici. Hello. Ia să vedem. General Yongan. Și nu am granat. Și că granat perfect, am doar jad. Nu-l dau, bă, nu-l dau la 35 pentru că nu și-are sensul, pur și simplu. Eu bag aici bani în content, fraților, pentru voi și întotdeauna, și întotdeauna, bai, nu chiar întotdeauna, pentru că am mai avut multe momente în care am ieșit pe plus, dar și foarte multe momente când am ieșit pe minus. Și asta am dat aici cu medalia ca să ies din nou pe minus. Băiatul ăsta, eu zic că ar fi vrut să facă obișnuință pe mine, că altfel nu-mi explic, dar în fine... Uite, acadeaua puterii. Bă, dar dă-mă și mie amuleta aia gardienilor. A dat acadeaua puterii de două ori. Bă, dacă era vorba de... Amuleta gardienilor nu mi-o dădea niciodată. Băi, mai dau... Dar nu mă, la 30, că acum să-i dau. Sunt nebun. Uite, îmi dă un elixir mai mic și după aia mi-a dat un elixir mai mare. Și asta e ultimul try. Ori la orison... Ori la amuletă. Haide, bă, te rog eu. Nu mai am niciunul, nu? Mai dau unul. Ai, bă, spiral de timp de 10%. Ai, bă, n-a fost să fie, ce să mai zic.
Bă, da, acum chiar vreau să-mi pun aici niște semion pe mine. Avem full semi, aproape full int. Și vreau să ne apucăm să dăm ceva de damage-uri. Într-adevăr, bă, filmez la o oră destul de proastă, pentru că filmez la 1 după amiaza, nu sunt atât de mulți playeri. Uite, și la playerul ăsta de level 9 chiar e și el aici de level campion. Și playerii ăștia de level 9, fraților, primesc damage foarte mare de la contul ăsta de nivel 75. Chiar nu înțeleg cum, pentru că ar trebui să aibă foarte multă rezistență la PC. Dar uite că situația stă altfel și îmi place să mă mai bag cu playerii de nivel mare. Adică chiar contează destul de mult lucrul ăsta, pentru că ăștia au rezistență la PC. Ia uite, 5. Mamă, ce mi-a dat-o, ești nebun. Oh, holo, ce mi-a dat-o. Și aveam ceva pe mine. Băi, aveam, asta mă șochează. Stai că nu mi-am pus. Ce nu aveam, bă? Bă, nu știu ce n-aveam, dar mi-a dat-o. Mi-a dat-o original. Mamă, îi dau 2K, ești nebun, 3K. Hulou, și... Da. Interesant. Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Sincer să fiu cu voi, îmi dă ceva. Nu am eu foarte mult mâini pe mine, am 35 în momentul de față, dar chiar... se vede că dă. Nu am safir cu ar, dar nu stai aici să caut ce am și ce nu am. Aia e, băiatul chiar dă bine. Deci nu am ce să-i spun. Minereu. Bă, trebuie să mai fac curat în inventar, clar. Deci asta e pe primul pas și cred că o să mă apuc chiar acum să mai vând din lucrurile astea, pentru că uite, pergamentul ăsta binecuvântat, nu cred că am de ce să-l vând. O să vă mai bag vouă niște blesuri. Mănânc piatră spirit iarăși plevân, că nu am ce să fac cu ele, deci chiar nu mai am sticla asta cunoașterii, chiar nu mai am ce să fac cu ea, licoarea înțelepciunii, nici atât, aduri, iau savage, aolou, 33k savage, a fost un damage destul de fain, dar nu am nici măcar tare war pe evantai, să știți, fraților, deci contul e fain din toate punctele de vedere, sincer, în momentul de față. Dă niște damage-uri superbe. 23k. Mi-am dat mai puțin acum. Și-am mai pus ceva pe el. Nu știu ce să zic, dar o să pun inventarul ăsta extaz. Și acum ar trebui să-i dau un alt damage. Haide, bă, a plecat. Voiam să pun celălalt inventar cu war ca să-i dau alt damage, dar nu, cred că... Ia. 41. Bă, un damage decent. Damage chiar foarte decent. Casem eu în momentul de față am 87 pe mine. Nu e rău deloc. Chiar nu e rău deloc. 50 am văzut acolo. Un damage formidabil. Bă, 50. E ce trebuie. Trebuie să fac oțelul ăsta plus. Bă, n-am mai avut nici așa de multă activitate pe joc în ultimele 2-3 zile, pentru că am avut foarte multe conturi, fraților, la prezentare și trebuie să mai fac prezentări în continuare. Și by the way, pentru cei cărora le-am promis că le fac prezentări, lăsați-mi un mesaj pe Instagram, pentru că am foarte, foarte multe în perioada asta. Asta este problema. Și e de înțeles oarecum. Hotel Monea. Hai mă, ce vrea să fac aici? Aici vrea să facă un PvP cu mine. Ia uite, contul ăsta de level 30. Și pe ăsta, bam. Nu mă, șamanul e frumos. Șamanul chiar e frumos. Aștept să fac pe ăla la ajutor, chemarea fulgerului. Și o să fie altceva. Ea vrea să spună ceva PvP aici. Ia uite mă, mental. E mental, de level 105. Hai mă să vedem ce dă. Nu am deloc rezistență war pe mine, fraților. Deci pe șaman nu avem rezistență war. Iar pe scut iar nu am rezistență war. 18k 16k. Bă, dar nu are inscripția plus 9, cred. Decent. Nu are inscripția plus 9, lucru ciudat, sincer, pentru că Monea are ceva cașcaval pe el în momentul de față, dar aia e. M-am scutul ăsta, e demențial, bă, pentru ăsta aș face
Level 61 pe war-ul meu. Băi, 12 putere, 10 se 11 semi-om, 50 valoare atac, bă, și l-am luat la 50 de ani sau 45, mi se pare, pe un clip. Doamne, cât de frumos e, superb scutul ăsta. Dar na, bă, fraților, în orice caz, cam atât cu clipul de azi. Eu am fost Taker, am avut noroc chiar și când am avut ghinion și aia a fost, v-am pupat. Ciao!